ce e aici? De ce arată așa bucătăria asta? De ce e aici așa? De ce aveți astea? Ce s-a întâmplat? Asta ce e aici? Așa arată frigiderul ăsta? Dar cum funcționează așa? Și aici sus pe ușă e un gândac, de fapt. A fugit? A fugit. Păi și speriem. Le speriem gândaci și șoareci aici, să știi. Asta ce e aici? Asta e. Șnițel pentru comandă. Stai, șnițel? Ia uite ce ești vestiar, alu vestiar. Da? Da. Susam, de ce ăsta e bună? Nu, puteți să-mi explicați mie ce sunt astea? Da, sunt arse de soare, domnule. Să le vedeți jos, spălătoria. Ia uite cum arată, stai să chem un comisar. Uite știu cum arată o pernă. Uite știu ce. Sunt îmbâxite. Dumneavoastră v-ați uitat aici? Ați văzut cum arată salteaua asta? E pericol de accident, să știți. Uitați, ăsta e pericol de accident. Păi uitați-vă aici. Ăsta e materialul galben. Păi uitați-vă. Sunt pline de bacteria asta. Trebuie să le schimbați, să știți. Uitați-vă cum sunt cusute. Ia uitați. Păi uitați-vă dumneavoastră ce are. Și are, domnule, nici este. Și ăla, dar aia ce are? Și aia e bună. Păi nu, dar uitați-vă aici. Cum se fie de pichea? Dar ce sunt astea? Dar nu este, domnule, o bala spălată. Acum cât mai stați aici? E nu de la pată, e de la murdare la asta. Păi de la ce? Dar astea toate, n-am găsit o cameră curată. Am perne, că trebuie schimbă toate. Dar nu știu, sunt acum curățenie. Nu, că nu ai zis că trebuie să pune. Păi nu, dar despre asta e vorba. Toate nu sunt la fel. Nu, domnule, nu. Deci, de ce am pune portughii să doarmă? Am de-aia pleacă în străinătate. De-aia nu mai vine turistul pe ele. Păi turiștii. Aici, dacă mai dăm și peste asta, ia uite așa aveți aici. Nu, aveți într-un altă oră. Ne-a curățat tot. Păi, când le-ați curățat? Că vi-l curăț eu acum, dacă. Nu, doamne, ferește toată de la vitrină. Păi, uite așa aveți aici. Insecte, ce aveți aici? Păi, ce sunt astea? Hai să facem puțin curățenie și după aia. Și astea de aici, ce-i cu ele? Astea? Vedeți, aveți și acumulări de gheață, aveți și mizerie și insecte, fire de păr acolo jos. Anunțați să ocupați de fel, la ultimul fie. Ia uitați ce aveți și acolo. Unele dintre ambalaje
apare cât mai jos de pătrate la pizem cât de deschide. Dacă vreau să mai duc la bălării... Ia uite-ți ce aveți aici. Da? Brânza asta la fel. Asta e mucegaia acolo. Da, da, și muște moarte aveți, și insecte, și fel și fel de... Când a fost ultima oară aici, să stăm? În an jumătate i-am închis raionul din spate și distrus toate prăjiturile. Nu, dar uitați cum aveți aici. Aceeași problemă. De cine? Uitați ce aveți aici. Nu, dar uitați ce aveți aici. Nu este în regulă, adică... Păi nu, dar uitați-vă și aici. Uitați-vă ce aveți aici, ia uitați. Insecte moarte, la fel. Nu putem să stăm cu vitrinele astea neconforme la vânzare. Da, la fel. V-am zis, vă recunosc, pe aici am mai șterge. Păi sunt, sunt de acord cu dumneavoastră. Vedeți, acolo aveți oxidate, da? Și pline de muște. De ce trebuie să consumatorul să cumpere dintr-o vitrină neconformă? Puneți în pericol sănătatea oamenilor. Aceeași problemă și aici. O altă acțiune de control. Un operator economic, din păcate, nu s-a conformat și suportă consecințele. Mergem mai departe.